Dintotdeauna s-a tăiat în proporție uriașă din pădurile private. Aici a fost perpetuarea a ceva defectuos. În momentul în care s-au retrocedat pădurile, n-au fost însoțite de un pachet legislativ încât nou proprietar să înțeleagă că pădurea nu e orice marfă. Adică chiar dacă e a ta, se supune regimului silvic. Indiferent că e pădure de stat sau pădure privată, trebuie să parcurgă un regim silvic. Și atunci oamenii pur și simplu au început să-și devalizeze propriile păduri. Asta a fost un lucru care s-a perpetuat de-a lungul timpului. De exemplu, vorbeam despre acele imagini satelitare cu versanți întregi rași. Nimic de acolo n-a fost din pădurea statului. Înțelegeți? Și au fost proprietate privată, opști, deci numai pădure privată.